Inspectorii sanitar-veterinari au început identificarea și monitorizarea tuturor producătorilor și comercianților care valorifică ouă pentru consum uman și a tuturor fermelor producătoare și a centrelor de ambalare ouă. Campania vizează verificarea condițiilor privind transportul ouălor, care trebuie efectuate numai în mijloace auto-autorizate sanitar-veterinar și suspendarea autorizării sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport care nu îndeplinesc condițiile sanitare-veterinare. Mai este urmărită verificarea depozitării și comercializării ouălor și interzicerea desfășurării activității în spații improvizate în care nu este asigurată temperatura și starea de igienă corespunzătoare. Inspectorii mai urmăresc interzicerea comercializării ouălor care nu provin din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile legislației. În cadrul campaniei de verificări va fi efectuat examenul ovoscopic de către personalul veterinar din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari, precum și verificarea modului în care sunt îndeplinite condițiile de desfacere acestora în piețele agroalimentare. În cazul depistării unor nereguli, va fi luată măsura interzicerii comercializării ouălor cu coaja crăpată sau lovită, retragerea de la vânzare acestora și dirijarea pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscarea sau distrugerea acestora.